ora 1 și 30 de minute. Stelian Ogica a fost surprins de agenții SpyNews.ro în formă maximă. Atras se pare de o tânără domnișoară blondă, spaima loteriei a dat dedicații fără număr. Ora 3 și 30 de minute. Înflăcărat de pasiune, consilierul de la Stoienești îi șoptește Junei vorbe dulci. Și se pare că încercările lui Ogica dau roade. Tânăra cu tenul de ciocolată intră și ea în jocul seducției. Echipa Un Show Păcătos a aflat cine este femeia care i-a pus inima pe jar lui Ogica. Se numește Roxana Dobrițoiu, este nepoata lui Adi de la Vâlcea, cântă de Mama Focului și se spune și ei Beyoncé de România. L-am prins pe Ogica în plină acțiune. De câte ori am făcut o relație publică, am distrus-o. Deci este vorba de o situație foarte serioasă. Te rog frumos, stinge camera. Lasă-mă în pace. După ce se calmează, cei doi hotărăsc să recunoască. De o lună de zile, tot primam flori. Primeam bilețele, practic oamenii spuneau că cineva mă place foarte tare. Cine credeți că era? Bineînțeles, Ogica. Recunosc că niciodată n-am dat 30 de buchete de flori. Eram practic disperată să aflu cine este, pentru că mă îndrăgostisem de un om care nu-l cunoșteam. Ce te atrage la Roxana? Are un cazier foarte ok.